Bună ziua, mă numesc Peregrini Lillo, vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 7-a. Azi vom vorbi despre paralelogram, mai exact despre definiția paralelogramului și una din proprietățile paralelogramului. Pentru început, vă invit să desenați un patrulater convex care are laturile AB și CD paralele. Așa ar trebui să arate desenul vostru. Dar dacă v-aș fi rugat să desenați un patrulater convex care are laturile opuse paralele două câte două, atunci desenul vostru arată în acest mod. Primul patrulater pe care îl vedeți pe desen se numește trapez, are doar două laturi paralele. Al doilea patrulater este paralelogramul. Paralelogramul are două perechi de laturi paralele. Definiția, putem să spunem, paralelogramul este patrulater convex cu laturile opuse paralele două câte două. O să vă rog să desenați diferite paralelograme în caietul vostru și exact cum am făcut și eu pe această figură, să măsurați laturile paralelogramului. Puteți să treceți tot așa pe desen, cum este trecut și la mine, latura fiecărui paralelogram. Eu am realizat mai multe desene și pentru fiecare dintre aceste paralelograme apare lungimea laturii. Dacă vă uitați la absolut fiecare desen, ce puteți descoperi? Da, aveți dreptate. Despre laturile paralelogramului puteți să observați că ele sunt congruente. Laturile opuse sunt congruente. După cum vedeți și pe acest desen, laturile EF și HG au lungimea de 7, dar aceste două au lungimea de 4,5. Deci putem să spunem, paralelogramul are laturile opuse congruente două câte două. Să încercăm să demonstrăm acest lucru, că într-un paralelogram laturile opuse sunt congruente. Pentru a face această demonstrație, ne vom baza pe metoda triunghiurilor congruente. Observați, în momentul în care trasez diagonala paralelogramului, paralelogramul meu s-a împărțit în două triunghiuri. Despre aceste două triunghiuri pot să arăt că sunt congruente. Pentru că am două perechi de unghiuri alterne interne congruente, astea cu galben, respectiv astea care sunt marcate cu verde, respectiv diagonala este o latură comună. Astfel, pe baza cazului latură-unghi-latură, cele două triunghiuri sunt congruente, deci astfel vor fi congruente și laturile opuse ale paralelogramului. Vă rog să desenați un paralelogram în caietele voastre care să aibă lungimea laturii 7 cm, respectiv 4 cm. Dacă ați compara acum desenele voastre cu ale unor colegi care au păstrat exact aceeași dimensiune, observați că paralelogramele nu sunt identice, chiar dacă laturile au aceeași lungime. Unghiurile fac diferența, deși laturile la absolut toate sunt de 7, respectiv de 4 cm. Să rezolvăm acum o problemă. În acest paralelogram, după cum vedeți, mi se dau anumite informații despre lungimile laturilor. Să calculăm perimetrul acestui paralelogram.
Păi, după cum am zis, adineauri, într-un paralelogram, laturile opuse sunt congruente, adică AB are aceeași lungime ca și segmentul BC. Obținem o ecuație pe care, dacă o rezolvăm, îl putem calcula pe X și ne dă că X este 3. Dacă deja știm cât este X, putem să calculăm lungimile laturilor AD și BC, care desigur vor fi egale, deci vor fi 10 unități de măsură, respectiv celelalte două laturi AB și DC sunt iarăși egale, putem să le calculăm și ne dă 9 unități de măsură. Astfel, perimetrul paralelogramului va fi de 38 de unități de măsură. Ca un exercițiu final, o să vă rog să recunoașteți paralelogramele dintre aceste figuri geometrice și să scrieți literele care apar în interiorul paralelogramelor. Sunt 5 paralelograme în total. Și dacă scriem literele, nu pot să vă zic decât bravo pentru felul în care ați muncit și v-ați implicat în această lecție. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere, să ne vedem la o altă resursă.